Bun găsit tuturor la horoscopul avertismentelor săptămânii 13-19 noiembrie. O săptămână în care pe cer se produce opoziția Soare-Uranus, un aspect care se întâmplă în fiecare an, dar este extrem de important în momentul în care se produce. Deci odată pe an are loc această opoziție, dar înainte de a trece la previziuni, vă reamintesc că pe vimeo.com există horoscopul ultra detaliat al lunii noiembrie, cu toate informațiile legate de luna noiembrie. Luna noiembrie nu s-a terminat încă și acest horoscop are și un bonus care cuprinde previziunile pentru 2024, pentru zodia ascendent și luna natală pe care o achiziționez. Deci ai acest bonus care durează între 20 și 30 de minute, aproximativ, cu previziunile pentru 2024 pentru zodia ascendent și luna natală. Și pe Vimeo există și filmarea completă cu toate cele 12 semne zodiacale pentru cei care vreți toate zodiile să o aveți, să le aveți. Și ca să ajungi pe Vimeo, în descrierea acestei filmări ai linkurile care te duc pe Vimeo, dar te rog, nu sări click, mă duc acolo și cumpăr. Citește pașii pe care i-ai de urmat pentru a accesa Vimeo, da? Deci sunt niște pași, durează 30 de secunde ce ai de făcut. Citește, urmează pașii, felicitări, ai ajuns pe Vimeo. Și vă recomand să cei care sunteți pasionați de astrologie sau îmi urmăriți activitatea și vă place ce fac, ar fi bine să ne împrietenim cu Vimeo pentru că nu plec prea curând de acolo. Dimpotrivă, voi face webinarii cu ei, voi face cursuri cu ei, va fi căsuța mea pentru o perioadă. Așa încât, hai să ne împrietenim cu Vimeo, da? Și după această introducere și după un corespunzător, hai să vedem ce aduce această săptămână pe avertismente. Spuneam, săptămâna aceasta debutează cu o lună nouă în Scorpion și luna nouă întotdeauna deschide un drum și deschide de această dată un drum de 6 luni de zile în care ne vom sonda emoțiile, vom explora emoțiile noastre, ne vom centra pe noi, vom lucra cu zona întunecată din noi, vom învăța să coabităm cu umbra. Ce înseamnă umbra noastră? Frica, angoasa, frustrarea, nemulțumirea, complexele noastre. E un proces fabulos de transformare, schimbare și evoluție pentru cei care sunt deschiși și dornici să exploreze această latură interioară. Ascensiunea nu poate fi atinsă, progresul nu poate fi atins dacă nu te cunoști pe tine și trebuie să te cunoști din toate punctele de vedere, mai ales partea ta întunecată, pentru că poate reprezenta o formă de slăbiciune. Și atunci, apropo, în horoscopul ultra detaliat al lunii, ai explicația cum te afectează și cum te influențează și luna nouă de pe 13 noiembrie și luna plină de pe 27 noiembrie, în funcție de zodia ascendent și luna natală, pe ce domeniu te activează. Acestea fiind spuse, vă reamintesc că avem în această săptămână un aspect care se produce odată pe an, opoziția Soare-Uranus. Și aspectul acesta este extrem de important pentru noi toți. Pentru că, ok, se produce o dată pe an, bun, dar Soarele și Uranus sunt două planete foarte, foarte diferite una de alta. Soarele este planeta centrală a sistemului nostru solar, iar Uranus este o planetă excentrică, rece. Soarele reprezintă ego-ul, personalitatea, reprezintă identitatea noastră, în timp ce Uranus reprezintă schimbarea, inovația, unicitatea. Iar când Soarele și Uranus se așează în opoziție, imaginați-vă doi căței care s-au întâlnit față în față și nu știi dacă vor sări la bregata unul altuia sau vor da din coadă și vor începe să se joace. Este acea interacțiune de câteva minute care face diferența între război și pace. Și în această săptămână, cu toții, indiferent de zodia din care facem parte, și am uitat să pun pe mut, please, nu mai, gata, hai, mut, sorry, nu voi tăia la montaj. Persoanele, deci vom avea o săptămână în care vom simți toate zodiile că nu ne potrivim în lumea noastră sau nu ne găsim neapărat locul
și trebuie să învățăm să coabităm cu schimbările bruște de situații, de relații, de evenimente, de locul se schimbă. Ce ai planificat luni pentru vineri s-ar putea ca marți să fie deja răsturnat și miercuri din nou schimbat. Și va fi o săptămână grea pentru persoanele care au dificultăți în a se adapta schimbărilor. Cei care sunt mai relaxați puțin și au lucrurile așa cum vin de la viață, nu vor avea atâta presiune în această săptămână. Dar atenție că vom interacționa cu societatea. Va fi instabilitate, va fi confuzie. Vor fi vești și informații contradictorii și bulversante. Nu credeți chiar tot ce vi se spune, pentru că la fel cum viața va fi impredictibilă, imprevizibilă în această săptămână, la fel și știrile vor veni dintr-o direcție, apoi se răstoarnă și se schimbă și nu știi sursa inițială dacă a fost corect informată la rândul ei. Deci, un pic relaxați-vă cu toții și nu luați viața prea în serios în această săptămână, pentru că e o săptămână cu multe, multe răsturnări de situații și surprize. Și în continuare voi povesti cum suntem influențați fiecare semn zodiacal, ascendent și luna natală de această configurație care, da, ne schimbă programul în următoarele zile. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Berbecul, în primul rând, pregătește-te pentru noutăți ce țin de bani, taxe, acte, hârtii și documente. Noutăți care te vor scoate puțin din zona ta de confort și schimbări bruște legate de un tarif, o taxă, o returnare a unui împrumut care își modifică poate dobânda, niște schimbări în legislație care îți bulversează zona financiară sau anumite lucruri pe care le-ai crezut bătute în cuie și care credeai că sunt sub control și totul e în regulă. De fapt, uite că nu mai sunt bătute în cuie și nu mai sunt sub control în această săptămână și nu încerca să controlezi situația, nu încerca să preiei controlul asupra lucrurilor care se schimbă din mers, pentru că nu o să poți, ci doar ai să-ți consumi nervii și răbdarea și zenul. Așa încât ia-o ca atare în această săptămână și încă o sugestie. Dacă apar niște schimbări la nivel legislativ care implică plata unor taxe suplimentare, îți recomand achită-le. Nu te împotrivi, nu pretinde că nu se întâmplă și nu există, pentru că dacă nu le achiți, va veni notă de plată. Va veni notă de plată și nota aia de plată ulterioară nu va fi deloc simplă. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taur. Aspectul Uranus, opoziție Soare. Soare, opoziție Uranus, te vizează în mod direct, pentru că în acest moment, în tranzit, peste semnul tău zodiacal se află Uranus, deci ești în mijlocul aspectului. Așa încât este o săptămână în care, la nivel relațional, cei mai testați vor fi cei care sunt căsătoriți sau sunt într-o relație de mai mult de 2 ani de zile. Dacă sunteți într-o relație de mai mult de 2 ani de zile sau sunteți căsătoriți cu actele semnate, pregătiți-vă de o săptămână în care partenerul, partenera, nu știu, vin cu niște idei năstrușnice, își schimbă ideile, fac niște propuneri ciudate sau voi veniți, mai puțin voi, dar există și varianta și tu s-ar putea să ai niște idei năstrușnice care să lase cu gura căscată partenerul sau partenera ta. Dar în orice caz, în cuplu se răstoarnă niște lucruri. În cuplu se schimbă ceva în dinamică. Ceva e acolo în cuplu ca surpriză. Și va fi foarte mare nevoie să gestionezi lucrurile într-o manieră în care să dai dovadă de flexibilitate. Mai vezi că la nivel personal tu ca identitate, ca ființă umană, s-ar putea să fii atacat de un șef care se simte presat de tine. Se teme de tine și încearcă să te saboteze. E o săptămână în care sabotajele profesionale
Vor fi la ele acasă în raport cu Taurul și marcajele pe Taur, ascendent și lună natală. Diplomația te va scoate din orice problemă. Diplomația, sfânta diplomație, nu pune tunurile pe nimeni, ci lucrează scorpionic. Întâi află cine sunt dușmanii, informează-te cu privire la puterea lor, la riscurile de a te confrunta cu ei și apoi când ai toate datele adunate, poți să ataci. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. La tine, problema va fi de identitate mentală. Ori apare în preajma ta, în viața ta, o persoană care încearcă să îți bage în cap că nu ești capabil, că nu ești suficient de bine pregătit, ori devine abuzator, o persoană apropiată, un iubit, o iubită, un prieten, o rudă pe care contai, pe care credeai, care credeai că cooperezi foarte bine. Nu, este narcisistul din ei la lumină și dacă ești curios cine e narcisismul, nu este despre frumusețe, sunt abuzatorii, sunt vampirii energetici, cei care se hrănesc din durerea altora. Și săptămâna asta vei fi un magnet pentru situații și mai ales persoane care vor veni să-ți spună că nu se poate. Te rog frumos, perseverează și perseverează și iarăși perseverează, pentru că, de fapt, aceste persoane se tem de puterea ta și vor să te minimalizeze. La serviciu, ori strălucești și câștigi niște invidioși în preajmă, ori strălucești și câștigi niște oameni care se tem de tine și încearcă să-ți dea în cap în preajmă. În orice caz, tu strălucești la serviciu. Dar vei avea parte și de dușmani și singura ta soluție să gestionezi această situație este să-ți faci treaba și să-ți vezi de ale tale și să nu cazi cumva în ispita de a bârfi, de a comenta, pentru că vorbele tale vor fi răstălmăcite la un nivel incredibil. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Săptămâna aceasta, racii trebuie să aibă grijă la așa zi și prieteni. Vă sabotează, vă bârfesc și vă rog insistent, ca astrolog. Bun, poate ar fi, având ascendentul în rac și eu, poate ar trebui să-mi repet și mie că mă rog pe mine. Dar, bun, eu ca astrolog vă rog, dar fiecare dispune de cum vrea de această informație. Prietenii voștri, nu vă sunt prieteni mulți dintre ei, sunt foarte puțini prietenii voștri, dar prietenii voștri nu sunt cine credeți voi unii dintre ei. Evitați, în această săptămână, după aia puteți face ce vreți, dar în această săptămână, cât tronează luna nouă pe 13 noiembrie în Scorpion și avem opoziția asta Soare-Uranus, tot pe 13, vă rog, nu începeți cu confesiuni despre viața voastră, planurile voastre. Luați-o ca pe o superstiție că dacă spui nu se întâmplă, nu iese ce-ți dorești. Dar ce vorbește acum poate fi ulterior folosit și răstălmăcit și folosit din nou împotriva ta. Ai grijă ce exprimi, ai grijă ce spui, ai grijă ce manifesti, pentru că se poate întoarce împotriva. Ok? Ai grijă în privința asta și vor fi momente când ți se va cere ajutorul de către prieteni. Dar asigură-te când acorzi acest ajutor, dacă nu cumva ei vor să profite de pe urma voastră, dacă de fapt ei nu au un interes și se folosesc de voi mai degrabă decât să aibă nevoie de ajutorul vostru. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leu. În carieră va exista deci între carieră și viața ta personală va exista o luptă. Din cauză că nu există echilibru între câtă cantitate de muncă prestezi și cât de mult te ocupi de familia și de viața ta. Este o săptămână în care există o presiune în a face o alegere.
Și nu e simplu, tu nu ai cum să alegi între serviciul care îți asigură plata taxelor și a vieții și familia care reprezintă și confort emoțional și stabilitate și cuibușorul unde te întorci seara când te duci acasă. Soluția este în această săptămână nu lua decizii sau nu fă promisiuni nici de o parte, nici de alta. Pentru că e atât de mare instabilitate pe cer încât ceea ce promiți și ceea ce îți propui, oricât de bine voitor ai fi, oricât de deschis ai fi, oricât de dornic ai fi să exprimi onest intențiile tale, nu va rămâne în picioare, va suferi schimbări. Și atunci cere o mică amânare, cere un răgaz, măcar până spre sfârșitul săptămânii, ca să-ți așezi programul cum trebuie, ca să-ți distribui cantitatea de muncă și activitate, cantitatea de afecțiune și prezență în familie. Dar aici va fi clash-ul, aici va fi lupta în această săptămână între responsabilitățile față de familie, responsabilitățile față de serviciu și aș vrea să-ți ridici o întrebare, să stai separat, să analizezi puțin, eu nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, stai un pic și digeră lucrurile și vezi dacă nu cumva ceea ce ți se cere, ori de la muncă, ori din partea familiei, nu-i cumva exagerat. Undeva este o exagerare. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Dacă trăiești în străinătate, vezi că cineva deliberat îți dă niște informații greșite sau, acum nu încep să bag în cap idei oamenilor, dar s-ar putea să fie puțin voită informația dată greșit celor care nu sunteți de naționalitatea respectivă, chiar dacă tu ți-ai dobândit naționalitatea ulterior. Undeva, hai să formulez diplomatic, după ce am dat-o cu butambal, undeva nu ai acces la o informație corectă, pertinentă, care să te ajute în ceva legat de evoluția ta dacă trăiești în străinătate. Poate habar nu mai că ai niște drepturi, poate ai niște beneficii, poate ai niște gratuități, poate ai niște scutiri de taxe, poate ai, nu știu, cursuri de limbă gratuite dacă trăiești într-o altă țară. Nu ți se spune sau e tratată întrebarea ta superficial sau persoana în cauză nu e bine informată și nu-ți dă informația în deplinătatea ei, dar mai degrabă nu se vrea să se știe. Și de-aia îți recomand, stai puțin și gândește-te și uită-te pe comunitățile de români dacă trăiești în străinătate și ești fecioară. Dacă nu cumva ai niște beneficii și alții știu de ele și tu nu știi. Asta odată. Doi, pentru toate fecioarele și marcajele pe fecioară, indiferent trăiți în țara natală, trăiți în străinătate, dacă aveți de rezolvat ceva cu o negociere, cu o discuție, voi sunteți foarte bine poziționați în discuție. Aveți, cum se spune în engleză, the upper hand. Aveți câștig de cauză din prima secundă, dar aveți avantajul de partea voastră. Dar vi se va spune că nu se poate, că nu e un cadru juridic cum trebuie. Nu, nu. Tu perseverezi și ai să vezi că e, se poate și că e cadru juridic și tot. Ideea este să perseverezi. Eu contez. Același lucru asemănător l-am spus și la gemeni, pentru că, până la urmă, aveți același guvernator, Mercur. Dacă la gemeni aerul, când vede că e foarte, foarte greu, spune, dar mai lasă-mă, frate, în pace, că nu mă interesează. Asta e atitudinea aerului. Mă duc să-mi fac prieteni, mă duc să mă distrez. Contez pe fecioară că dacă ți-am dat muniția asta informațională, mamă, deci tu ai să fii ca buldogul care prinde bara de metal și chiar dacă își rupe dinții, el nu deschide gura. Așa e să fii. Deci nu ceda, nu ceda și negociază și nu lăsa de la tine și cereți drepturile. Câștigi, pricep că vei câștiga, dar nu ceda și ai un ton. Scoate la lumină Mercurul ăla din tine, că până la urmă guvernatorul comunicării, guvernatorul zodiei ta. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Săptămâna aceasta, voi trebuie să aveți grijă, să vă rezolvați foarte atent niște chestiuni ce țin de acte, hârtii și documente.
pentru că vin la pachet cu niște penalizări teribile pentru voi. Da? E numai pentru voi, alte zodi scapă, se fofilează. Dacă ești balanță, ascendent pe balanță, luna natală în balanță, ține-te bine că vor fi niște penalizări și niște situații foarte neplăcute și va fi multă presiune și mult stres și multă nemulțumire legată de faptul că vei intra într-un labirint al birocrației, indiferent unde te afli pe pământul ăsta. Mai trebuie să ai grijă la acuratețea informațiilor legate de un produs. S-ar putea să ți se prezinte un produs, o marcă, un obiect, ca fiind ceva absolut necesar pentru activitatea ta, în primul rând, sau poate pentru sănătatea ta. Și să ți se spună, mamă, ce o să facă, ce o să dreagă. Dar tu când începi să citești informațiile, vei spune, hei, dar stai puțin, deja am lucrurile astea, nu mai am nevoie de ele. Deci cineva o să încerce în această săptămână să-ți bage sub nas, să te pună să cumperi ceva ce nu ai neapărat nevoie și nu e absolut vital și necesar. Și va fi foarte important pentru tine să știi să spui stop, hei, nu mă bag în asta, lăsați-mi. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpion. În această săptămână, Scorpionii trebuie să lupte. Deci, de data asta îți spun așa, scoate acolo din tine că tu ai ac în coadă și nu lua prizonieri. Pentru că cineva deliberat te atacă pe imaginea publică. Vrea să te pună într-o lumină proastă. Nu pleca la război cu sulița în mână, pleacă cu, nu știu, sticluța de otravă. Atenție, e o metaforă, dar nu. E ok? E o metaforă, ați înțeles că e o metaforă. Deci, fă-o cum știi tu, din umbră, din secret, din mister. Nu te du, deci, îmbracă-te de război, du-te și îți apără imaginea, dar nu deveni grosolan sau agresiv în apărarea ta, pentru că se va întoarce tot împotriva ta. Fă-o deștept, dar te rog, atenție mare că imaginea ta e afectată. Încearcă cineva să te murdărească pe imagine. 2. În cuplu s-ar putea ca partenerul sau partenera să mai arunce o cheie de stânga în dreapta sau săracii ei să fie bine mersi cu minții acasă, dar să vină ispita peste ei și asta poate, nu știu, vezi în cuplu tău nivelul de încredere pe care l-ai față de partener sau parteneră. Și 3, ai să găsești săptămâna aceasta, niște colaboratori sau niște parteneri cu care ai colaborat extrem de încăpățânați. Acum, oamenii aia pe care îi știai și cu care puteai vorbi și cu care puteai glumi și puteai să împărtășești tot ceea ce vrei câte în lună și în stele, acum devin brusc încăpățânați, greu de comunica cu ei, greu de gestionat și va fi nevoie de toată abilitatea ta comunicațională să găsești pârghiile cu care să discuți cu aceste persoane. Nu-ți spun renunță la ele, pentru că n-ai cum. Ei au ceva să-ți ofere ce ai tu nevoie. Dar va fi nevoie de multă diplomație să ajungi înapoi la sufletul lor. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. La serviciu apare o concurență. La serviciu va fi nevoie să lupți din toate puterile și din toată energia ta să rezolvi ceva. Este foarte important pentru tine să iei niște decizii legate de ce muncă vrei să prestezi, dacă ești ok cu serviciul actual, dar ce vreau să-ți sugerez? Dacă ești în situația unde îți cauți un loc de muncă și tu cauți locul de muncă și cauți locul de muncă și cineva îți spune că o să te ajute și îți face niște promisiuni sau vine cu o ofertă mult prea pompoasă și mult prea sclipicioasă pentru normalitatea zilelor noastre, fii foarte prudentă sau prudent. Deci nu crede promisiunile celor din jurul tău în această săptămână legate de serviciu, pentru că s-ar putea să nu fie chiar ceea ce crezi tu sau visezi frumos că este. Deci ceva legat de promisiuni, nu, e cu minus. Nu că
nu ar vrea oamenii ăștia să te ajute, ci s-ar putea să supraestimeze capacitatea lor de întrajutora. Și pe sănătate îți recomand, dacă ai o problemă de sănătate, dacă îți faci niște investigații și primești un rezultat și poate fie și pozitiv și mai puțin pozitiv, mai cere o a doua opinie. În această săptămână, pentru săgetători, riscul de malpraxis este destul de ridicat. Și mai informează-te, mai cere o a doua opinie, că știi, mai multe întrebări, deci aceeași întrebare în mai multe direcții, n-are cum să strice. Și la final îți tragi propria ta concluzie. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. În această săptămână, asociații, colaboratorii, partenerii de afaceri, contabilii și prietenii în general s-ar putea să-ți facă o mică surpriză mai puțin plăcută. Nu vor fi pe fază, nu vor fi atenți, vor fi centrați mai ales pe ei înșiși și te vor neglija puțin sau îți promit cooperarea lor, îți promit prezența lor și uite că nu vor fi chiar așa prezenți și uite că nu vor coopera chiar așa cum spun ei. Așa încât este o săptămână în care îți recomand să nu te bazezi foarte mult pe cei din jurul tău, dar să te bazezi pe resursele tale interioare, pentru că ai ajuns, ca urmare a experienței ultimelor luni din acest an, care n-au fost simple, ai ajuns la o formă de maturitate, ai ajuns la o formă de evoluție, ai ajuns la o formă specială de transformare și evoluție și ai toate, repet încă o dată, ai toate resursele necesare să evoluezi și să ajungi acolo unde îți propui pe forțele proprii, nu dându-ți puterea în mâna altora. Și este o săptămână în care, în dragoste, îți recomand să fii puțin atent la onestitatea și buna credință a partenerului sau partenerei tale. Sau dacă ai întâlnit recent pe cineva, testează un pic calitatea persoanei. Nu te arunca teleghidat cu ochii închiși. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsător. Dau din cap pentru că în această săptămână familia îți cere să faci un sacrificiu și îți cere să sacrifici ceva legat de cariera ta sau atitudinea familiei tale. Familia poate să fie compusă și dintr-un partener, nu-i neapărat, sau copil, sau, da? Deci nu înseamnă să-ți imaginezi un trib neapărat. Atitudinea familiei te defocusează de la serviciu și poți face greșeli. Ce îți recomand? Nu fă compromisuri. Ai nevoie de serviciu, ai nevoie de activitate respectivă, pot fi vari cazuri, vari motive, poate nu-ți place ce muncești, poate consumi timp acolo. În această săptămână nu-i momentul să pui pe altarul sacrificiului job-ul. După aia poți să-l sacrifici, să-l dai de gar, să faci ce vrei. Fă ce vrei. Dar s-ar putea ca interesele celor care încearcă să te convingă de ceva să fie egoiste, imature și să nu vadă în perspectivă ceva ce tu ca și Vărsător sau marcaș pe Vărsător intuiești și ai viziune, pentru că, come on, tu ești zodia vizionarului. Tu ești zodia vizionarului în tot zodiacul. Dacă nu tu, atunci cine? Poate avea o viziune mai bună. Cine poate să? Așa încât sunt un pic îngrijorată pentru tine să nu faci o alegere greșită sub presiunea altora. Soluția? Ascultă-ți sufletul. Dacă aici ai ok și ai ok-ul să faci un anumit lucru și simți că da, băi, vreau să fac sau nu vreau să fac, mergi pe ce îți zice sufletul, aici ascultă-ți vocea interioară, nu ce zice altul, că nu o să mergi în papucii lor și nici ei în papucii tăi. Tu îți vei avea papucii tăi și drumul tău și experiența ta. Gândește în perspectivă, săptămâna asta este despre a gândi în perspectivă.
Și dacă ești într-o competiție, dacă ești într-un concurs, dacă ești într-o evaluare, vezi că apare un competitor care nu joacă corect și va fi nevoie de toate resursele tale, toate relațiile tale și toată abilitatea ta să clarifici situația sau să câștigi ceea ce oricum ai de câștigat, e dreptul tău. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. În această săptămână, cineva încearcă să-ți impună o filozofie de viață sau o abordare a vieții puțin diferită decât ești tu obișnuită sau obișnuit. Și treaba asta nu te prea încântă și treaba asta nu prea te mulțumește, pentru că ar însemna să faci niște sacrificii sau să-ți modelezi acceptarea, accepțiunea ta după niște principii cu care nu ești în conformitate. Spre, nu știu, hai să spunem, tu ești o femeie cu marcaj pe pești care ai fost toată viața obișnuită să fii dichisită, machiată, parfumată, spălată, epilată, cu manicura făcută. Și acum întâlnești pe cineva, un mascul, care îmi spune, dragă, dar nu știu, cum ești îmbrăcată, nu-i bine silueta ta, nu-i ok, poate eu sunt îngrijorat pentru tine și poate ar fi bine să iei niște măsuri. Dar trimite la plimbare. Ce zici? Ce zici de asta? Tu ai supraviețuit foarte ok până acum. Nu ai să te apuci să dai cu sapa în pământ dacă nu ești obișnuită cu asta. Aici ai riscul. În această săptămână, cei din exterior încearcă să te ducă într-o formă de a-ți trăi viața sau avea o filozofie sau abordarea vieții care nu se aliniază cu principiile tale. Și peștele și marcajul pe pești fiind sensibilos, că voi sunteți sensibilitatea întruchipată, din dorința de a-i mulțumi pe alții, s-ar putea să închizi ochii și să faci ca ei, dar să ajungi cu o frustrare și cu un ulcer cât China. Deci nu fă compromisuri că nu-i momentul. Nu-i momentul. Și îți recomand, ai grijă că de la drum, deci oriunde călătorești, e un risc de amendă. Nu neapărat de accident, cât de amendă sau de a intra în conflict cu autoritățile. Ai grijă unde parchezi, limitele de viteză, radarele, dă prioritate și știi restul dacă șofezi. Ai grijă că de aici șofatul e pe primul loc ca risc de plata amenzilor, dar în ansamblul său, această săptămână este o săptămână cu mare predispoziție către plata unor amenzi. Dragilor, acesta a fost horoscopul avertismentelor săptămânii 13-19 noiembrie. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Nu uitați că există și Vimeo cu produsele. Vimeo le găsiți în descrierea acestei filmări. Iar cei care ați scris pentru agenda 2024, răspundem. Agenda se livrează, este în plin proces de livrare. Aveți răbdare. În funcție de când ați scris, dacă ați scris recent, automat va mai dura până ajungem la voi, dar nimeni care a scris nu rămâne nerăspuns. Măcar primiți un răspuns, da? Așa încât aveți răbdărică, vine agenda. Am explicat la horoscopul săptămânii mai pe larg, am vorbit acolo, cred că 10 minute despre agenda. Dar aici doar vă spun, aveți răbdare, răbdare, că vine, vine. Vă doresc o săptămână cât mai bună, cât mai liniștită și nu uita că acum și aici este cea mai bună versiune a ta.